Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem cum stă el sau ea fără voi. Avem două variante. Prima variantă cu informații despre și a doua variantă în câteva luni. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem, pentru cei de la prima variantă, cum stă persoana la care v-ați gândit fără voi. Hai să vedem cum stă persoana la care v-ați gândit fără voi. Cărțile puțin mari și incomod de amestecat, dar vom reuși. Aceste cărți încă de la început ne spun foarte clar că pentru cei care deja v-ați despărțit de această persoană, cum îi este fără voi, nu îi este foarte bine. Această persoană are frica că vă pierde pentru totdeauna. Are frica de suferința a ceea ce înseamnă să vă pierdă pentru totdeauna. Cumva voi pentru această persoană ați reprezentat foarte mult, ați reprezentat mai mult decât v-a spus sau mai mult decât voi ați considerat că ați reprezentat pentru această persoană. Această persoană are foarte multe presimțiri negre ce se datorează în mare parte remușcărilor că a avut secrete față de voi, remușcărilor că s-a purtat într-un anumit fel nu tocmai plăcut în legătură cu voi, chiar dacă nu are curaj în acest moment să spună lucrurile în adevăratul lor sens al cuvântului, chiar dacă nu vrea să recunoască acest lucru. Această persoană pot să spun că se gândește destul de mult dacă merită să revină la voi. Se gândește că și e foarte conștient sau conștientă de faptul că este bine să revină la voi, doar că la fel de bine știe că trebuie să facă anumite schimbări, că nu se mai poate purta cum s-a purtat înainte, că trebuie să își asume anumite responsabilități față de voi, pentru că cred că această persoană a omis destul de mult să-și asume responsabilități față de voi, iar acum este destul de conștient sau conștientă că fără asumarea acestor responsabilități nu are ce să mai caute în viața voastră. Cumva, voi sunteți spre fericirea pentru această persoană și foarte curând intenționează să vă facă un mesaj. Chiar dacă o să spuneți acum, păi cum, că m-a blocat pe rețelele de socializare sau mai știu eu cum, sau nu vrea să mă vadă, sau nu vrea să vorbească, sau ceva de acest gen, sunt doar părerile voastre. De ce? Pentru că această persoană intenționează, într-un timp destul de scurt, să ia legătura cu voi, să vă trimită un mesaj. Să poate chiar de ce nu să apară la ușa voastră, n-ar fi nimic exclus din acest punct de vedere, însă în prima fază acționează destul de imprudent, acționează destul de ne la locul lui. De ce? Pentru că cumva încearcă să de la început să vă atragă într-o oarecare capcană, încearcă să vă șantajeze, să vă manipuleze, crezând că așa voi veți ceda mai ușor. Dacă voi nu veți ceda, bineînțeles că această persoană va trebui să facă schimbările necesare, va trebui să facă lucrurile așa cum trebuia să le facă de la început și pe care a omis să le facă. În acest moment, această persoană nu știe cum va acționa. Are multe resurse, dar este bine să vă feriți de influența acestei persoane. Este bine în acest moment
să nu dați curs, indiferent ce v-ar spune prin mesaj sau că vine față în față, indiferent ce v-ar spune la început, este bine să nu dați curs, să nu luați în considerare ceea ce vă spune. De ce? Pentru că, așa cum v-am spus, în prima fază încearcă să vă atragă într-o capcană. După când vede că lucrurile nu ies în stilul său, atunci, bineînțeles că va face niște schimbări. Bineînțeles, nu vor fi niște schimbări wow, nu vor fi niște schimbări radicale, da? Dar va face niște pași mai micuți, într-adevăr, dar îi va face pentru că, v-am spus, are frica de a vă pierde definitiv. Cumva voi pentru această persoană nu ați fost doar o iubită sau o amantă, ci mai mult de atât, chiar o soție, și-a dat seama în momentul în care v-a pierdut că voi puteți fi chiar soția pe care a căutat-o de foarte mult timp și pe care n-a avut-o. Această persoană, așa cum spuneam, în prima fază acționează destul de inconștient, după care va urma o perioadă de reculegere, în urma căreia va obține claritatea asupra ceea ce își dorește să realizeze alături de voi. Chiar în acest moment, chiar dacă ați accepta ceea ce vă propune această persoană, chiar dacă și vă împăcați cu el sau cu ea, nu veți face altceva decât să fiți singur sau singură în relație. De ce? Pentru că această persoană, în acest moment, așa cum v-am spus, nu are intenția de a se implica mai mult decât a făcut-o până în acest moment. E, abia în momentul în care înțelege că vă poate pierde definitiv, abia în momentul ăla schimbă puțin tactica, dar v-am spus, nu este o schimbare radicală. Această persoană este acel gen de persoană căreia îi place să jongleze la mai multe capete, are o singură relație stabilă, dar bineînțeles că mai are și altele în paralel. Îi place să se distreze, îi place să petreacă, îi place să se simtă bine, dar în același timp îi place să ducă o viață destul de extravagantă. Această persoană, chiar dacă este căsătorită, în societate arată că are o familie frumoasă, o familie fericită, o familie cum nimeni nu mai are, însă în realitate, de fapt, lucrurile sunt cu totul și cu totul diferit. De ce? Pentru că în cadrul familiei lucrurile sunt total opuse de ceea ce vrea să arate, adică stau spate în spate, în sensul că, da, poate fi căsătorită, dar să doarmă în camere, să locuiască în camere diferite sau să nu-și vorbească sau, da, deci chiar dacă pe rețelele de socializare vor să arate cu totul și cu totul altceva. În schimb, pentru voi are anumite sentimente și nu poate să ignore sentimentele pe care le are și din cauza asta nici nu se poate detașa atât de ușor din această relație. Acum de când nu mai sunteți împreună, a știu să aprecieze gesturile și calitățile ce care îi plăceau la voi. Și cumva ușor, ușor, voi pentru această persoană deveniți din nou interesantă, atrăgător, atrăgătoare. Această persoană are o conștientizare a calităților voastre, a celor calități care până în acest moment poate n-a vrut să le vadă sau chiar dacă le-a văzut, le-a lăsat undeva deoparte pentru că n-a vrut să le recunoască. Și-a dat seama că voi aveți foarte multe calități, calități pe care nu le poate găsi la oricine. Și n-ar fi nimic exclus chiar să aibă tupeul sau chiar dacă este căsătorită să vină și cu o propunere în căsătorie, de o cerere în căsătorie. Dar face lucrurile astea pentru că nu vrea să vă piardă, nu le face neapărat că într-adevăr își asumă anumite responsabilități față de voi în acest moment. Dar hai să vedem totuși ce are de gând. Deci, da, cum era ca și concluzie, titlul etalării este cum îi este fără voi, da, nu îi este foarte bine, parcă nu se poate bucura de viață, gândul său este la voi, se gândește cum să facă, cum să vină, nu are momentan un plan clar stabilit cum să vină înspre voi, dar cu siguranță se gândește la un plan și ce ar putea să facă. Din punctul meu de vedere aici, cred că în prima fază veți primi un mesaj din partea acestei persoane și abia după va veni față în față. Dar
Hai să vedem ce vor să ne mai spună cărțile în legătură cu această persoană. Pentru voi, într-adevăr, este o relație toxică. Da, este și o relație plină de pasiune. Este o relație în care vă simțiți amândoi bine. Este posibil ca ambii să aveți anumite fantezii pe care să le puneți în practică în momentul în care vă întâlniți. Dar asta nu înseamnă că pentru voi nu este o relație toxică. Asta nu înseamnă că această persoană vă face bine. Asta nu înseamnă că această persoană nu este o persoană, este o persoană destul de manipulatoare, este o persoană destul de posesivă. Pot să spun clar că este și inclusiv geloasă. Aici n-ar fi nimic exclus ca această persoană să vă pună în fața unor schimbări inevitabile, chiar nedorite de voi, nu neapărat că voi vă doriți anumite schimbări. Poate să vină astăzi la voi și să vă zic că uite, îmi doresc să rămân cu tine sau ceva de acest gen, dar mâine să dispară pur și simplu. Cumva este bine să nu lăsați ziua de mâine, să vedeți ce va aduce ziua de mâine, da? Este bine să luați niște hotărâri destul de clare dacă vreți sau nu să primiți înapoi această persoană. De ce? Pentru că gândindu-vă la ziua de mâine, că puteți într-adevăr să aveți un viitor mai bun, dar alături de o altă persoană, nu alături de această persoană. Aici aș putea să spun că dacă această despărțire nu este definitivă în acest moment, să știți că într-un viitor destul de apropiat, această despărțire va fi definitivă. Pentru că această persoană nu este acel gen de persoană pe care voi vi-l doriți, nu este acel gen de persoană care să-și asume anumite angajamente față de voi. În momentul în care voi realizați că această persoană este destul de toxică pentru voi, în momentul ăla voi sunteți cele care decideți ca această despărțire să fie definitivă. Dacă în acest moment vă gândiți dacă această persoană vă mai contactează, dacă vine cu o propunere spre voi, da, devenit înspre voi, vine cu propunere, nimic de zis, v-am spus, vă trimite inclusiv un mesaj, dar asta nu înseamnă că această persoană își schimbă tactica, asta nu înseamnă că această persoană își schimbă comportamentul față de voi, da? Asta nu înseamnă că acum își asumă mai multe responsabilități față de voi, față de cum a avut înainte de această separare, da? Deci cumva, da, este afectat de această separare, dar aici poate să fie vorba, când mă refer la că este afectat, poate să fie și din motive financiare. Poate voi ați ajutat destul de mult această persoană din punct de vedere financiar, iar de când v-ați despărțit de această persoană, lucrurile în viața sa nu mai merg atât de bine pe cum au mers la început și când considera că fără voi se poate descurca. Există și o astfel de situație în anumite cazuri, da? Și cumva această persoană pune toate lucrurile astea în calcul și, da, consideră că voi cumva ați adus abundență pe toate planurile în viața acestei persoane și e clar că fără voi viața nu mai este la fel. Dar așa cum am spus, dacă voi nu decideți ca acum ca această separare să fie definitivă, oricum ea va fi definitivă. Dacă vă gândiți la ideea, o să las totul în seama divinității, universului și așa mai departe, oricum va fi o despărțire definitivă. Aici, chiar dacă lăsați totul în seama universului, divinității și așa mai departe, această relație oricum se va finaliza. Ca să nu se finalizeze această relație, sunteți voi cele care veți face primul pas și care în permanență veți aduce înapoi această persoană în viața voastră. Dar altfel, aici este un final destul de clar. Un final destul de clar care pentru voi este unul benefic. Indiferent cât ziceți voi că da, sunteți suflete gemene, sunteți suflete pereche și așa mai departe, asta nu înseamnă că această persoană trebuie neapărat să rămână în viața voastră dacă nu își asumă anumite responsabilități și dacă nu sunteți pe aceeași lungime de undă, cum se zice, da? Cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2. Hai să vedem și pentru voi cum îi este acestei persoane fără voi. Hai să vedem cum îi este acestei persoane fără voi.
cum este aceste persoane fără voi. Să nu vă fie de mirare dacă aveți anumite vise în legătură cu această persoană sau dacă cumva se întâmplă anumite lucruri un pic nu tocmai așa cum voi v-ați fi așteptat. Pentru că lucrurile acestea se întâmplă din cauza că această persoană vrea cumva să se folosească de spiritualitate și să folosească legea manifestării. Cumva această persoană, chiar dacă nu vine în mod direct și vă spune da, te vreau înapoi în viața mea sau ceva de acest gen, folosește în așa fel legea manifestării încât voi cumva să luați într-un fel sau altul legătura cu această persoană și să ca și cum această persoană să spună, vezi, nu eu te-am căutat pe tine, ci tot tu ai revenit la mine sau ceva de acest gen. Deci un pic de atenție aici din partea voastră și oricât vă gândiți la această persoană și oricât ați simți acel impuls de a contacta această persoană, este bine să nu faceți acest lucru. Într-adevăr, este o persoană destul de narcisistă. Este o persoană care în permanență îi place să îi se spună da, indiferent dacă ceea ce gândește este pozitiv sau negativ. În permanență vrea să îi se dea validare. În momentul în care nu îi se dă validare, caută în altă parte, da? Dar cumva revine. Cu voi chiar dacă a căutat acea validare și poate voi la început, da, poate i-ați dat acea validare, dar în timp după nu i-ați mai dat-o, a căutat în altă parte să obțină validarea, dar cumva totuși voi ați rămas în inima acestei persoane. Ceea ce s-a întâmplat între voi și această persoană a fost cumva ceva diferit ce s-a întâmplat în viața sa cu alte persoane. Și indiferent ce ar face această persoană și indiferent câte alte persoane ar întâlni, nu vă poate uita atât de ușor. În permanență își va aduce aminte de acele momente și mai plăcute și mai puțin plăcute care s-au întâmplat între voi doi, dar își dorește ca măcar să existe o comunicare între voi și această persoană. Această persoană, în momentul în care s-a despărțit de voi, a considerat că a rezolvat foarte multe lucruri, a considerat că a câștigat. Poate că cumva voi ați ajutat într-un fel sau altul această persoană și cumva în momentul despărțirii voastre această persoană a avut de câștigat. Nu știu, dacă cumva ați fost căsătorite cu această persoană, poate în momentul despărțirii această persoană a rămas cu casă sau a rămas cu o mașină sau a rămas cu nu știu ce alte lucruri, da? Cu cont în bancă și așa mai departe. Da? Se poate întâmpla orice de la caz la caz. Atunci această persoană a considerat că a câștigat, a considerat că n-a avut nimic de pierdut, a considerat că cumva totul îi se cuvine și totul este de partea sa și așa mai departe. Însă, pe parcurs și-a dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa. Această persoană se gânde, dacă voi ar fi să trimiteți un mesaj acestei persoane sau să-l sunați sau ceva de acest gen, chiar dacă această persoană vrea să pară că nu-i pasă, se bucură foarte mult în momentul în care vă aude vocea. Cumva vocea voastră a rămas întipărită în capul acestei persoane și chiar dacă nu v-ați mai văzut de foarte mult timp, de foarte mulți ani sau ceva de acest gen, în permanență când aude voci asemănătoare cu a voastră, se gândește că poate sunteți voi. În momentul în care vede persoane cam de aceeași vârstă cu voi sau de aceeași nuanță tenului sau părului sau ceva de acest gen, se gândește că poate ați putea fi voi. Aici n-ar fi nimic exclus. Dacă mergând pe stradă această persoană vede o altă persoană, la fel cu culoarea părului ca și voi, da, și cam de aceeași înălțime și să considere că sunteți voi și chiar să abordeze persoana respectivă, da, după care să își dea seama că de fapt nu sunteți voi. Adică
cumva această persoană vă caută în continuare prin orice altă persoană, dar nu vrea să recunoască acest lucru sub nicio formă. Indiferent de relația care a existat între voi doi, a fost o relație solidă, a fost o relație care putea să dureze mult și bine dacă această persoană nu făcea greșelile pe care le-a făcut. Din cauza asta, această persoană a rămas cu gândul la voi și indiferent câte alte persoane ar întâlni, indiferent cu câte alte persoane ar mai fi în această viață, gândul său este la voi. Această persoană este posibil să aibă o atitudine destul de fixistă, să uite de ceea ce a fost mai important între voi doi, dar acum este bine să se trezească, să nu mai bată pasul pe loc, pentru că a bătut, indiferent de cât timp v-ați despărțit, această persoană a bătut pasul pe loc, n-a vrut să ia inițiativă în ceea ce ține de voi și de relația voastră. Poate că voi ați așteptat această persoană să facă anumiți pași sau poate că încă mai așteptați, însă această persoană în acest moment nu consideră că a venit momentul să facă pași spre voi și chiar dacă ar considera că a venit momentul, consideră că voi sunteți cele care trebuie să faceți acest pas. Doar că voi aici sunteți, din ce văd eu aici, voi sunteți independente din punct de vedere financiar și nu depindeți de această persoană sub nicio formă, cu toate că această persoană, dacă nu că dacă vrea, caută de fiecare dată să facă în așa fel încât să vă pună nod în papură, cum se spune, pentru ca voi să apelați la această persoană. E clar că acestei persoane nu-i place că voi vă descurcați singură, că puteți să aveți viața pe care vă doriți fără ajutorul lui, pentru că cumva această persoană în permanență și-a dorit ca voi să fiți la mâna, da, cum se spune, a acestei persoane, pentru a vă putea manipula cum vrea. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Această persoană are foarte multe conflicte interioare, tocmai din acest motiv că nu vă poate manipula, tocmai din acest motiv că nu poate să facă nimic pentru ca voi să depindeți de el sau de ea. Cumva această persoană consideră că nu s-a făcut dreptate, că nu este dreptate, că voi vă puteți descurca singur sau singură, acționează destul de imprudent și cumva în momentul în care acționează, atrage asupra sa toate lucrurile pe care cumva și le-ar dori să vi le facă vouă. Voi sunteți persoane destul de hotărâte, persoane destul de înfipte cu picioarele în pământ, persoane care știți ce vreți de la viață și chiar dacă ați avea nevoie de ajutorul acestei persoane, ezitați să-i cereți ajutorul și bine faceți, pentru că așa cum vă știe și această persoană, voi sunteți o persoană destul de puternică, o persoană care știe să se descurce în orice situație și indiferent de obstacolele pe care le întâlnește în cale. Această persoană, bineînțeles că are cumva oarecare invidie și pe frumusețea voastră, pentru că sunteți persoane frumoase atât la interior cât și la exterior, sunteți persoane care atrageți destul de mult, mai ales persoanele de sex opus, sunteți persoane care atunci când și sunteți persoane și inteligente, da, și atunci când bateți la o ușă, știți cum să bateți la ușa respectivă și știți cum să vă descurcați și să puneți problema de una singură fără a cere ajutorul acestei persoane, indiferent cât ar fi diferență de nivel social, cultural, intelectual între voi doi. Da, poate că cu ajutorul acestei persoane ușile vi s-ar deschide mai ușor, dar vă puteți descurca și pe cont propriu. Și tocmai că acest lucru, această persoană nu-i convine, pentru că cumva vrea ca voi să depindeți în permanență de el sau de ea, să în permanență să fiți, când aveți o problemă, să-i cereți ajutorul. Aici nu vorbim despre faptul că, da, într-adevăr, bărbații vor ca femeile să ceară ajutorul din când în când, ci vorbim despre o persoană care vrea să depindeți în totalitate de el sau de ea.
Da? Hai să vedem totuși ce ne mai spun ca și concluzie, cum este acestei persoane fără voi. Nu este bine, dar nici nu vrea să recunoască și vă caută în orice femeie pe care o întâlnește. Ceea ce e de bine de știut din partea acestei persoane și cred că știți foarte bine și din momentul în care erați cu el sau cu ea, da, că în permanență era o persoană pe care cumva voi, chiar dacă o știați de foarte mult timp, în permanență venea cu ceva care voi nu cunoșteați că persoana putea să facă lucrul respectiv sau să zică un lucru respectiv. În permanență aveau loc evenimente la care nu v-ați fi așteptat, însă, din păcate, nu neapărat că făcea surprize, să zicem, pozitive, ci mai degrabă negative. Erau mai mult, descopereați pe zi ce trece, lucruri negative până în momentul și destul de necunoscute pentru voi, pentru că această persoană era destul de schimbătoare, această persoană cumva purta o adevărată mască cu voi. Dar știți cum se spune, roata se întoarce și din păcate s-a întors și pentru această persoană și cumva în acest moment această persoană plătește tot ceea ce v-a făcut vouă. Cumva acestei persoane i s-a întors tot ceea ce v-a făcut vouă. Dar bineînțeles că dacă așteptați să recunoască acest lucru, nu se va întâmpla niciodată. Dacă voi ați cerut acestei persoane să se căsătorească cu voi sau să aibă o relație mai stabilă, poate că a refuzat sau chiar dacă a făcut acest lucru, poate nu s-a comportat tocmai cum trebuia. Dar dacă nu a făcut-o, cumva până la urmă tot s-a căsătorit, doar că femeia respectivă cu care s-a căsătorit nu este femeia potrivită pentru el sau pentru el. Nu este femeia pe care și-o dorea cu adevărat, adică să fie la fel cum sunteți voi. Această persoană, v-am spus, caută în orice altă femeie, vă caută pe voi, dar bineînțeles că nu are cum să vă găsească. Poate găsește mici particularități, dar în totalitate nu are cum să găsească acest lucru, pentru că fiecare persoană are caracterul său, are temperamentul său, are comportamentul său și gândirea sa și așa mai departe. Hai să vedem ce gândește această persoană în acest moment despre voi. Da, gândește că cu voi poate câștiga. Aici cred că la voi cred că a fost vorba și de a face ceva împreună, poate o casă împreună, poate o firmă împreună, poate ați lucrat la același loc de muncă, ceva de acest gen. Iar acum această persoană n-ar fi nimic exclus, așa cum am spus, roata se întoarce și chiar să fie în punctul în care divorțează de persoana cu care s-a căsătorit sau cu care sau se desparte de persoana cu care a avut o relație destul de stabilă, să-și ia o anumită perioadă de singurătate în care să stea singur, să se gândească foarte serios când și cum să vină la voi, pentru că în acest moment nu știe cum ar putea să facă acest lucru, pentru că aici sunt situații când despărțirea de această persoană este de câțiva ani, nu vorbim doar de câteva zile sau câteva luni. Cam astea au fost informațiile și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!